Dragi colegi, adresez respectuos rugămintea de a vă ridica pentru a se intona imnul de stat al României. Solicitarea noastră de a fi prezenți alături de noi și dați-mi voie să prezint oficialitățile care au avut amabilitatea să fie alături de noi. Încep cu domnul prefect al județului Vaslui, domnul doctor Levente Ceaua Sechei, domnul președinte al Consiliului Județean, domnul inginer Vasile Halache, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul profesor Michineț, doamna procuror regional Sibiu, prim procuror al parchetului de Consiliul Tribunalului Vaslui, doamna procuror Georgeta Eștinie, prim procuror al parchetului de pe lângă judecătoria Vaslui, colegii noștri șefi de structuri subordonate și pentru subordonare și ministrul administrației și internă și pentru că nu să nu cumva să greșesc să uit de cineva, îi prezint în tot doar pe toți șefi și cărora le mulțumesc. În sală sunt colegii de la inspectorat, de la securități, șefii de securități și adjunții și, desigur, cei mai mulți dintre cei care astăzi vor păși încotrată în ierarhia gradelor din Poliția Română. Onorată asistență, stimați invitați, dragi colegi, suntem astăzi la momentul festiv, un moment aniversar pentru Poliția Română, și este păcat că avem atât de puține momente pozitive care să reflecte imaginea poliției așa cum este ea. Sunt emoționat și mândru să vorbesc astăzi despre polițiști, acești actori pe scena vieții, care vin pentru binele individului și al comunității deopotrivă, se dedic că zilnic și nu doar în timpul orelor de program. La muncă! Care prin statutul său are privilegiul de a păstra, conserva și valorifica documentele privind istoricul unei instituții și simbolul semnelor, emblemelor sale, am considerat oportun ca la acest eveniment, să prezint câteva semnificații simbolice ale semnelor primului drapel al Poliției Române. 25 martie, ziua celebrării sărbătorii creștine dedicate Bunevestirii, a fost desemnată Ziua Poliției Române, prin articolul 50 din legea numărul 218 din 23 aprilie 2002. Alegerea acestei date este legată de simbolul Bunei Vestiri făcute Mariei de către Arhanghelul Gabriel, moment reliefat pe primul steag al Marii Agii, în fond prima instituție polițienească. În anul 1822, domnitorul Grigore Dimitrie Ivica, proaspăt înscăunat pe tronul țării românești, i-a înmânat marele agă, Mihăiță Filipescu, șeful poliției din acele timpuri, drapelul pe care este cusută sigla steagului Agiei, steag ce simboliza astfel funcționarea acestei vechi instituții. Cu prilejul aniversării din Poliției Române, organizația aproximată Corpul Național al Polițiștilor, adresează sincere felicitări, urări de sănătate și putere din muncă tuturor polițiștilor români care execută misiuni în țară și în afară ei, familiilor acestora, prietenilor și partenerilor profesionali ai Brest. Evenimentul pe care împreună îl celebrăm ne oferă ocazia de a ne exprima din suflet admirația pentru și universitatea, efortul și profesionalismul de care a stat dovadă în realizarea obiectivelor, pentru sacrificiul pe care îl dovedesc ceas de ceas în permanentă luptă cu criminalitatea, pentru riscurile la care sunteți expuși și pe care vi le asumați întotdeauna cu modestie și curaj. Anul a cărui bilanț profesional a fost prezentat de curând a fost unul dificil, cu provocări, unele dintre ele planificate, precum organizarea legilor sau reorganizarea poliției, a poliției de frontieră română, altele greu de întâlnit și mă refer principal la criza economică financiară, care afectează moral și material motivația omului legii în raport cu criminalitatea, de cum și progresul profesional de
evoluția tehnicii folosite de infractor. Suntem mereu îngrijorați de faptul că polițiștii cad victime care devin tot mai violenți ale infractorilor, mai mulți, mai curajori, din ce în ce mai bine dotați, însă solidaritatea de prească, scopurile nobile, în slujba cărora ne aflăm, siguranța cetățeanului, apărat doar de lege și de polițiști, ne dau încredere și speranță că putem să răzbim piață, chiar dacă suișuri și copșuri, realizarea strategiei naționale de ordine și siguranță publică. Corpul Național al Polițiștilor este totodată mândru și este arături de toți polițiștii care își riscă viața în serviciu operativ, medializează riscurile și amenințările tocmai pentru a fi cântărite corect atunci când se discută de profesia de polițiști și drepturile acestea. În strategia sa, corpul profesional și-a stabilit obiectivele fundamentale cu privire la afirmarea și consolidarea profesiei, imaginii și rolului esențial al polițiștilor în societate, dar și adaptarea legislației în sensul creșterii protecției acestea procedurilor concentrice. Vă mulțumim pentru devotamentul de care ați dat dovadă, pentru responsabilitatea cu care care tratați rigorile meseriei dumneavoastră și vă dorim să aveți parte de cât mai multe realizări profesionale și personale. La mulți ani! Poliția română aniversează la 25 martie 188 de ani de adresare documentară. Cu acest prilej doresc să mulțumesc în mod special tuturor polițiștilor pentru eforturile depusate anul trecut în îndeplinirea misiunilor, un an pe care îl consider a fi unul de referință, de mare încărcătura sarcinilor pe fondul unor resurse financiare răspunse. Atât eu, cât și echipa managerială apreciem profesionalismul și responsabilitatea întregului personal pentru atingerea obiectivelor generale, performanțelor bune obținute de către toate structurile de poliție. Privind retrospectiv rezultatele poliției române în anul trecut, putem constata că ne-am îndeplinit atribuțiile și rolul social, dar în același timp nu putem exclude faptul că nu am acționat întotdeauna la nivelul de calitate și eficiență așteptat pentru asigurarea unui climat de liniște și conviețuire pașnică în toate localitățile. Indiferent de context, noi trebuie să ne concentrăm mai bine strategiile și forțele, să ne comportăm ca o structură de elită, capabilă să gestioneze cu profesionalism și eficiență orice problemă din domeniul nostru de activitate. Iată de ce vă cer ca în acest an să ne îndeplinim cu fermitate, onestitate și onoare misiunile și sarcinile ce ni le-am asumat, să fim permanent la datorie, gata de orice efort pentru siguranța cetățeanului. Stimați colegi, Poliția Română este apreciată de una dintre instituțiile fundamentale ale statului ce are de onorat o îndelungată tradiție. Tocmai de aceea va trebui să acționăm pentru responsabilizarea fiecărui polițist, pentru conștientizarea faptului că activitatea pe care o desfășurăm contribuie la aplicarea actului de justiție în slujba adevărului, binelui și legalității. Adaptarea la cerințele societății românești actuale și la standarde internaționale, sincronizarea acțiunilor noastre cu cele ale unor instituții similare europene, constituie un imperativ al vremurilor. Totodată, reforma structural-funcțională necesară și oportună descentralizării actului decizional are ca obiectiv esențial transformarea poliției române într-un sistem flexibil, specializat și profesionist, apt să răspundă în permanență cerințelor unei democrații reale într-un stat de drept. La acest moment aniversar, avem o datorie de conștiință față de cei care, din nefericire, au plătit tribut greu acestei profesii și au murit în timpul misiunilor. Cu venerație să le aducem un pios omagiu pentru jertfa și spiritul lor de sacrificiu și să nu uităm nici de familiile acestor. 2010 este un an cu multe provocări, inclusiv pentru Poliția Română. Vă solicit să acționăm cu fermitate pentru ca fiecare cetățean să se simtă apărat, protejat, iar strada să fie un spațiu public în deplină siguranță. Vă urez multă sănătate și împlinire personală alături de familiile dumneavoastră, succes de plin în îndeplinirea responsabilităților conferite prin lege în folosul cetățenilor. La mulți ani! Dragi polițiști, astăzi la sărbătoarea Poliției Române vă adresez salutul meu și al colegilor din Ministerul Administrației și Internelor și vă felicit pentru tot ce ați făcut și faceți în slujba cetățeanului și în aplicarea legii. Dumneavoastră, polițiștii, sunteți primii la care oamenii apelează atunci când suferă o nedreptate sau simt o amenințare și știți cel mai bine care sunt grijile și așteptările lor. Oamenii vor, în primul rând, să se simtă în siguranță când sunt pe stradă, să fie feriți de răufăcători, să-și știe protejate bunurile, proprietatea, familia. Pare simplu, dar numai dumneavoastră, polițiștii, știți cât de greu este să răspund tuturor acestor așteptări, mai ales atunci când infractorii recurg la metode și mijloace tot mai rafinate, cum se întâmplă astăzi.